Mierea de albine este recunoscută de mii de ani pentru beneficiile pe care le aduce pentru sănătate, dar și pentru frumusețe. Apicultura în România sau stupăritul este unul din sectoarele agriculturii cu cele mai vechi tradiții. Tracii și dacii, strămoși ai poporului român, se ocupau cu creșterea albinelor de la care obțineau miere, ceară și alte produse apicole. Astfel, Herodot menționează în secolul al V-lea înainte de Hristos mulțimea albinelor la nordul Dunării, aceasta fiind prima atestare documentară a apiculturii pe teritoriul României. În primele zile ale lui martie, la Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și grupul Viitor Sănătos au organizat cea de-a treia ediție a Târgului pentru un Viitor Sănătos cu produse apicole și naturiste premium, unelte și utilaje agricole. Vestiți apicultori din Transilvania, despre care prințul Charles al Regatului Unit al Marii Britanii spune că produc cea mai bună miere din lume, aflată și pe masa regală din Londra, au venit la târg cu delicioasele sortimente de salcâm, tei, polifloră sau flori de munte. Printre ei s-a aflat și Victor Cimil din Buteni, județul Arad. Am venit la acest târg pentru a etala cu colegii mei din țară produsele apicole care le obținem de o calitate deosebită, fiind și stupina certificată bio. Ce înseamnă să fii apicultor în România? Înseamnă o muncă deosebit de voluminoasă, un program de ore de muncă de la 12 la 18 ore pe zi, în special în sezonul activ. Adică sezonul activ înseamnă pe perioada de vară. Sezonul activ există și pe perioada de iarnă, care înseamnă întreținerea lăzilor, inventar, rame, topirea cerii, pregătirea pentru sezonul apicol. Care sunt părțile bune ale apiculturii? Părțile bune ale apiculturii e o meserie care emană multă sănătate. E o meserie în mijlocul naturii, o meserie foarte curată, igienică și prelungește viața apicultorilor. Apicultorii au o viață de la 80 de ani până la 100 de ani, deci pe plan mondial e certificat lucrul acesta. Cum se situează mierea produsă în România la nivel internațional? La nivel internațional, mierea românească este de cea mai bună calitate, în special mierea polifloră, care e dintr-o foarte variată gamă de plante. Datorită chimizării în Europa, culturile nu mai au bureni, iar la noi în România, datorită haosului în agricultură, există foarte multe bureni, adică foarte multe plante. În țările dezvoltate se caută să cumpere foarte multe semințe de bureni, să se poată forma ecosistemul care a dispărut prin chimizare. Avem un sortiment de miere de mană, o miere deosebită, sunt două sortimente de mană, mai bine zis, de foioasă și de brad. Se obține în câteva locuri din țară, adică în mai puține locuri din țară și în cantități foarte mici, iar în Europa nu se obține în toată Europa. Este important că sunteți apicultor în Arad, activitatea dumneavoastră este diferită de cea a unui apicultor din, eu știu, Moldova sau Transilvania? Nu, deci există două diferențe. Apicultura pastorală cu deplasări intensă din floare în floare sau apicultura staționară. Noi care facem pastoral obținem multe sortimente, o cantitate de miere cu mult mai mare, dar partea proastă că avem și cheltuieli. Cheltuielile sunt enorme. Multe ori, dacă vindem o cantitate de miere, de acolo trebuie să tragem cheltuieli mari, câștigul rămâne foarte mic. De exemplu, târgurile, cazare, transport, stand, tot ce s-a dus la cheltuieli și vânzările au scăzut. A scăzut puterea economică a populației, din păcate. Este greu să rezistați viața, cum faceți totuși? Foarte greu, prin calitate, prin super calitate. E singura luptă care o avem, care o trebuie să o ducem dacă vrem să rezistăm. Calitate și să fim aceeași persoană și în același locuri an de an. Credeți că pătrunderea în supermarketuri a acestor produse este o soluție de supraviețuire? Nu cred, ar fi bine, dar datorită faptului că vânzările sunt foarte slabe, nu-i prea rentabil. Numai dacă am avea supermarketurile locale, unde ne cunosc oamenii. Pentru că oamenii caută apicultorul, mierea de la X sau de la Y. Deci acolo, da, dar pe plan național e mai greu. Cum ar trebui sprijiniți apicultorii la nivel național de către autorități în domeniu? Există două variante, două proiectele care se dau, măsura 141121. Din păcate, măsura 141 am depășit vârsta de 40 de ani, am mai prins-o. Pe măsura 141 sunt prea mult sub și nu mai am acordat subvenții. Cel mai potrivit ar fi să se dea o subvenție pe kilogramul de miere produs. Aia ar fi subvenția reală care s-ar putea da. Domnule, muncești, produci, ești subvenționat.
nu înseamnă că dacă ai stup în curte și nu faci nimic cu ei sau nu mai ai lăzile, trebuie să fii subvenționat, nu. Să subvenționeze munca. Munca înseamnă producție de miere, producție de porumb, de lăptișor, de matcă, propolis. Aici ar fi cea mai corectă și reală subvenție care s-ar putea da la apicultori, pe producție. Există apicultori care fac rău altor apicultori din România? Mai există, din păcate. Se pare că sunt puțini, nu am prea multe informații. Eu am mai mulți prieteni, nu prea știu să am dușmani. Ca vânzări la negru mă refer și ca subminare, de fapt, a acestor afaceri pe care unii apicultori încearcă să totuși să le țină pe picioare. Problema e calitatea mărfii care o vând. Aici e problema, nu faptul concurenței. Noi, cum v-am spus mai devreme, ne luptăm să obținem super calitate. Asta ne menține pe noi pe piață. Cum recunoaștem o miere că este o miere adevărată? O miere adevărată, real, numai pe la laboratoare. Real. Când aparență după gusturi ne înșală sau alte criterii. De exemplu? În primul rând, orice miere naturală se cristalizează, perioada de cristalizare e de la sortiment la sortiment. De exemplu, ce am pe masă, am miere de salcâm, miere de mană, tei, polifloră și rapiță. Polen am pe sortimente, fâneață câmpie, fâneață alpină, păducel de tei. Cum trebuie să recunosc primul lucru pe care trebuie să-l știu, ca și cumpărător, ce nu este în domeniu? Se vehiculează multe teorii că mierea e naturală, deci e falsificată. Nu le poți justifica, pentru că toate schimbările în structura chimică a mierii, care se văd cu ochiul liber, nu înseamnă că mierea e falsificată, numai laboratorul. În primul rând trebuie să fie etichetată cu adresă cu telefonul apicultorului. Cel mai bine ar fi să se ducă la laborator pentru verificări, să se ia analiză de la toate târgurile, piețurile, de pe masă, nu ce dă omul de acasă. Și atunci, prin sondaj, vor ieși probabil 1-2 din 100 de apicultori care nu sunt corecți. În general, apicultorii sunt toți corecți, dar probabil că mai există pe aici, pe acolo, câte unul care vrea să facă avere din muncă necinstită. Avem un produs inedit, fagure de albină crescut direct în borcan. Albina, fără intervenție omului, clădește ceara și depune mierea. Noi atâta reușim să facem, să completăm cu miere în spațiu liber, ca să nu vindem la om și aer, să vindem cu miere. Producția acestui produs e o producție foarte mică, nu se poate obține în cantități foarte mari, mai mult pentru târguri, expoziții. De ce este important să se consume un astfel de produs? Oricum este un produs bio-natural, e ceva mai deosebit. Aceste lucruri merg foarte bine pentru cadouri sau pentru export. Au căutare, dar din păcate românii nu prea au bani să-și permită, preferă ceva mai ieftin. Ce mai avem, are faguri în secțiune, cu o prezentare foarte bună pentru export, cu trecere foarte bună la, mai ales în Germania. Are aspect și de prezentare și de consum. Ce avem deosebit este mierea de mană, cel mai bogat sortiment în săruri minerale, propolisul de super calitate obținut colectoarele de propolis, nu conține ceară sau picioruțe de albine sau știu ce în el. Deci, puțini apicultori colectează propolis. Au început de acum, în următorii ani, vor fi apicultori mai mulți care vor recolta și ei propolis de super calitate. Polenul producem, cum v-am spus, pe sortimente. Avem și polen congelat și polen uscat. Vânzarea este totul relativ slăbuță. Apicultura ca ramură a agriculturii este o activitate benefică prin faptul că albinele au o contribuție importantă la creșterea recoltelor prin polenizare. Din păcate, spun cercetătorii în domeniul apicol, se observă tot mai des o migrare a albinelor, iar vina este și a crescătorilor. Noutățile sunt multe, bune și mai puțin bune, în sensul că ne confruntăm mai nou cu aceeași problemă pe care o au din America de Nord, adică cu apariția sindromului dispariției coloniilor de albine, colony collapse disorder, care, din păcate, nu s-a descoperit cauza acestei probleme. Se consideră că ar fi o cauză polifactorială. Aș aminti din aceste cauze problema pesticidelor. Și apropo de problema pesticidelor, este
din câte am înțeles, o comisie europeană care se ocupă cu interzicerea anumitor substanțe, cum ar fi neonicotinoidele, care afectează sistemul imunitar al albinelor, așadar, și sistemul neurologic al albinelor. Pe lângă problemele chimice, aș aminti și apicultori, pentru că dânsii, din păcate, se orientează mai mult spre profit și mai puțin spre întreținerea și păstrarea fondului genetic pe care dispunem. Așadar, la noi, la disciplină, ne ocupăm de absolut tot ce înseamnă cercetare în domeniul apicol, de la probleme moleculare până la compoziția mierii de albine. Sigur că da, avem și foarte multe rezultate, facem parte dintr-o echipă internațională de cercetare, așadar avem speranțe mari și sperăm să aducem un aport capital tuturor apicultorilor care se confruntă cu probleme de genul acesta. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui făcut pe timp scurt pentru ca să nu dispară albinele? Sigur, pe timp scurt nu o să dispară, însă dacă nu avem grijă, cu siguranță vom avea probleme. Pe timp scurt, aș recomanda în principal atenție sporită la fondul genetic, atenție sporită la comercializarea mătșilor, pentru că, datorită încrucișării între diferite rase, s-ar putea să avem albine productive, însă albine cu diferite probleme genetice. Cam asta ar fi pe termen scurt. Pe termen lung, grijă mare și atenție sporită la tehnologia de creștere și întreținere a familiei de albine. În anul 2011, producția de miere din România a fost de 21.000 de tone. Din totalul producției, peste 60% a fost exportate în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Franța, Austria, dar și Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia sau China. Și producția de miere bio a stupinei cămărășan din Bistrița este exportată în proporție de 80%. Am venit pentru a treia oară la Cluj, la Târgu Apicol, și aș vrea să vă prezint astăzi produsele stupului, inconfundabila miere românească ecologică din nordul țării, așa îmi place să spun, nordul țării, mai exact Munții Rodnei. Noi avem o stupină formată din aproximativ 350 de stupi, facem pastoral în Munții Rodnei. Este o stupină acreditată din punct de vedere ecologic, mierea este ecologică, prin urmare avem un contract în Germania, cam 80% din mierea pe care noi o producem o livrăm în Germania, 20% așa cu indulgență am încercat să o prezentăm și pieței din România. Am reușit să facem lucrul ăsta prin intermediul târgurilor apicole și mai mult decât atât, prin intermediul unui site, avem un site specializat, se numește apshop.ro. Pe lângă produsele din miere care sunt diversificate, la noi o să găsiți mierea de pădure și mierea de salcâm, mierea de flori de murs, meură, zburătoare, tei, flori de munte și mană. Pot să vă prezint aceste specialități de miere: mierea cu propolis, mierea cu afine, mierea cu cătină, mierea cu fagure și ceara. Da, pentru că sunt niște produse mai deosebite decât ce am văzut în la alte standuri. Și vorbim despre aceste produse, deci da, din ceară. Produsele din ceară. Ceea ce avem noi aici sunt niște lumânări făcute din ceară, 100% naturală. Tot ce vedeți la noi este făcut manual, altfel spus, avem niște forme din silicon în care noi turnăm ceara lichidă, după care le lăsăm aceste forme să se închege, practic să se răcească ceara, iar rezultatul finit este, final, sunt aceste lumânărele, care proprietatea lor numărul 1 ar fi că ard fără fum. Se păstrează mirosul inconfundabil al cerii naturale. Sunt diferite forme, puteți să vedeți în partea de jos a standului floricele, albinuțe, etc.
Altfel, această ceară la ce ar putea fi folosită? Altfel, această ceară, pe lângă faptul că suntem apicultori, suntem producători de faguri artificiali din ceară de albine. Fiecare apicultor, după un an de muncă, primește de la albinuțe miere, dar mai primește și această ceară. Ceara, fiecare apicultor o topește și o transformă, dacă o face singur, dacă nu prin intermediul firmelor care transformă ceara în faguri artificiale. Ceara, practic, întrebuințarea ei, numărul 1, ar fi fagurii pentru albinuțe. Numărul 2, înfrumusețăm casele cu aceste figurine și lumânări din ceară. Numeroase cercetări au arătat că glucoza din mierea de albine împreună cu celelalte tipuri de zahăr natural care se găsesc în compoziția ei măresc rezistența și oferă energie organismului, asigură o creștere treptată a nivelului de insulină și permite substanței responsabile cu somnul, triptofan, să ajungă la creier mult mai rapid. Dacă ai alergie de sezon, se recomandă să consumi zilnic câte puțină miere timp de 2 luni și înainte de anotimpul care îți înrăutățește simptomele. Explicația este una simplă. Albinele transportă polenul responsabil cu exacerbarea simptomelor, iar acesta rămâne în miere, lucru ce permite organismului să se obișnuiască cu substanța și să nu reacționeze agresiv. Mierea de albine are proprietăți antibacteriene și împiedică infectarea zonelor cu tăieturi minore și julituri. Elena Săftoiu este unul dintre apicultorii români care au încercat să combine mierea cu diferite semințe și fructe. Văd la dumneavoastră, în stand, niște produse mai deosebite decât celelalte și mă refer la miere și cu tot felul de semințe. Da. Deci semințele sunt semințe naturale în miere de salcâm. E un amestec de semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, semințe de chia, care sunt foarte bogate în minerale, sunt bune pentru curat de slăbire. Sunt semințe de susan, care sunt afrodisiace, și semințele de in, la fel, bogate în minerale. Aici am mai făcut un ornament foarte frumos din goji. El, așa ca și proprietăți terapeutice, este bun pentru colon, curăță colonul, are și proprietăți terapeutice. Apoi avem, aici sunt fructe confiate în miere de salcăm. V-ați gândit tot așa la un amestec de fructe care să facă bine? Da. Sunt o delicatesă, deci asta e o delicatesă, mierea de salcăm cu fructe confiate. Aici avem goji, alune de pădure, migdale, tot așa în miere de salcâm, sunt și bune și la gust și sunt și foarte bogate în minerale, pentru că toate sunt crude. De unde v-a venit această idee? Nu știu să vă spun de unde. Ce m-a inspirat pe mine și mi-a plăcut, așa am văzut undeva niște pietricele băgate într-o sticlă. Și m-am gândit, în loc de pietricele, nisip, tot felul de aranjamente făcute într-o sticlă. Și m-am gândit, ar putea să fac așa ceva care să se poate și consuma. Spuneați de mierea de salcâm, este important să fie în miere este de salcâm? Este important să fie în miere de salcâm, datorită faptului că mierea de salcâm cristalizează destul de greu. Și să mențin o perioadă de timp mai lungă, așa frumos, fără să cristalizeze mierea. Că în momentul când mierea a cristalizat, nu se mai vede așa de frumos în borcan. Nu se mai observă. Nu, dar sunt tot la fel de bune. Tot la fel de bune, da. Aici avem niște siropuri naturale. Sunt din fructe sălbatice. Noi le-am luat de la Voinasa, acolo încheiem noi sezonul apicol. Și aici avem sirop de merișor. Merișorul, spectrul este mult mai larg. Eu am spicuit câteva subpuncte. Merișorul este inamicul natural al infecțiilor urinare. Văd că toate sunt cu miere, aceste siropuri. Miere. Deci este pasta de fruct pusă în miere, la rece. Deci nu este preparat termic. Așa fructul își păstrează toate vitaminele și toate mineralele, nu se distrug. În momentul fierberii, normal că se pierd. Aici avem sirop natural de miere cu afine. Tot așa, am spicuit câteva. Știm că afinele sunt foarte bune pentru acuitatea vizuală și sunt foarte bune pentru stomac, pentru indigestie.
Aici avem miere cu lămâie, care sunt foarte bune pentru funcțiile ficatului. Este bună și pentru răceală și gripă, fiind foarte bogată în vitamina C. Aici avem zmeură, tot așa e zmeură sălbatică, mierea de zmeură și mierea cu zmeură este bună special pentru femei. E recomandat pentru femei. Previne îmbătrânirea prematură a pielii și este bună și pentru și reglează hormonal. Deci de la zmeură se poate folosi tot, floarea, frunza, fructul. Aici avem cătină. Cătina este bună în special pentru imunitate, având un conținut mare de vitamina C. Și este bun și pentru hepatita virală, chiar pentru ciroză. Este o polivitamină naturală. Mierea are și numeroase proprietăți folosite în industria cosmetică. O firmă din București, cu tradiție de 45 de ani în domeniul apicosmetic, a descoperit o mare parte din aceste beneficii. Spuneți-mi, vă rog, ce se poate face din produsele apicole, altceva decât miere, propolis? Da, cu ajutorul produselor apicole, adică lăptișorul, propolisul, ceara de albine, noi le folosim foarte mult în produsele cosmetice și în produsele energizante. Avem o gamă întreagă de produse cosmetice, șampoane, creme de față pentru ten uscat, mix normal, pentru călcâie, geluri pentru duș, balsam de față, mască de față cu miere, emulsie de corp sau de față, foarte bune calitativ, nu conțin conservanți sau coloranți și le facem de peste 45 de ani, deci avem tradiție pe piață cu gama Apidermin și foarte solicitate și apreciate. De ce am folosit un șampon din produse apicole și nu din altă gamă? Da. De exemplu, șamponul cu lăptișor de matcă, știm precis că el conține acel lăptișor de matcă și știm că și este foarte bun pentru rădăcina părului, pe care o hrănește și regenerează în același timp. Sau șamponul cu miere, la fel foarte hrănitoare mierea, sau propolisul pentru un păr puțin mai gras, îl degresează și îi dă un volum mai bun, mai mare. Deci le folosim și știm că sunt foarte bune. Alături de apicultori, la târgul de profil de la Cluj-Napoca și-au prezentat ofertele de calitate și producători de hrană bio, de uleiuri naturale, de floarea soarelui, de porumb și de nucă, de siropuri din fructe și plante. Au fost expuse de asemenea de către producători, importatori și distribuitori de ambalaje, medicamente de uz veterinar și consumabile. Evenimentul de la Expo Transilvania și altele de același profil vizează și schimburi de experiență, promovarea producătorilor locali, dar și a ofertelor de consultanță pentru programe finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instrument creat de Uniunea Europeană pentru implementarea politicii agricole comune și a ofertelor de credite și de asigurări agricole.